Wow, cine a făcut asta? Eu am fost! Ca noul nostru lider, meriți un loc pe măsura personalității tale. Ne-am cunoscut? Nu, sunt Umbră. Eu și ei mei am venit aici în lipsa ta. Ne-am petrecut mare parte din viață în canal. La propriu, e incredibil câți oameni se pot înghesui într-un loc ca ăla. Hei, am o întrebare. Dacă ai fi lider, dar nu ești, dar dacă ai fi, care ar fi primul punct de rezolvat? Oh, în primul rând, trebuie să-ți dai seama ce poți face cu el. Ce e chestia aia? Onyx avea un monstru pentru suport emoțional. Avea chiar și aprobări măsluite să-l ia în avion. Oh, atunci îl punem într-un avion și îl trimite la supereroi. Da, nu i-a plăcut asta. Oh, te rog, ce poate face dacă stă în chestia aia? Băi, acum poate să-și facă de cap. Ce facem acum? Umbră, în momente ca acestea trebuie să-ți înfrunți fricile și să-ți aperi apropiații. Oh, ai vorbit ca un adevărat lider. Vorbim despre tine, chestia asta e mult sub nivelul meu. Da, nu-i nimic, mă descurc. Până la urmă, sunt aici să te servesc. Da, îmi place să aud asta. Vorbim! Oh, dezastru. Ai lipsit atât de mult că ai uitat prima regulă antieroilor. Păzește-ți spatele mereu. Ha! Ah! Unde ai fost? Am folosit teleportalul tatei să mă duc la un concert Taylor Swift. Da, m-ai prins, sunt o Swiftie. Serios? Cântă o piesă de la ea. Oh, La 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 la, boys are bad. Shabidabida. Taylor are turneu la toamnă. Întâi albumul surpriză, apoi single-urile secrete, apoi vinilul colorat în ediție limitată și apoi turneul. O adevărată Swiftie știe asta. Bine, fie, m-ai prins. L-am folosit să mă întorc în Centropolis să fiu liderul antieroilor. Credeam că mama și tata ți-au interzis asta. Da, și ei, ca și tine, nu cred că sunt pregătită. O să vă dovedesc că mă înșelați. Amy, nu poți duce o viață dublă. La un moment dat se va întoarce împotriva ta. Uite-te la tine cum îmi spui ce nu pot să fac. Măcar o dată ai răbdare să vezi ce pot să fac, bine? Bine. Mulțumesc. Amy, ești cumva acolo? Orice ar fi, te rog, nu-i spune lui Hardly. Se supără dacă află că am mințit-o și am fost antierou din nou. Fie, dacă nu-i spui că am folosit parola să mă loghez pe site-ul fanilor Swiftie. Îi iubesc pe Tay-Tay, dar 20 de lei pe lună e hoție.